impozite. Noi le scoatem asta, le introduceți. Stimați domn președinte, stimați invitați, doamnelor și domnilor, bun găsit la conferința de presă organizată cu ocazia ședinței comune a Parlamentelor Republicii Moldova și României. După declarațiile de presă ale președinților, vom prelua câteva întrebări din partea jurnaliștilor. Oferim cuvântul președintelui Parlamentului Republicii Moldova, domnul Igor Grosu. Domnule președinte, vă rog. Bună ziua, stimați reprezentanți mass media. Astăzi a avut loc un eveniment istoric, la care reprezentanții parlamentelor de la Chișinău și de la București au transmis mesaje importante pentru cetățenii ambelor maluri ale Prutului. Contextul e mai mult decât important. Suntem într-un plin proces, pe de o parte, de aderare, de aspirații din partea Republicii Moldova în a obține statutul de candidat de membru la Uniunea Europeană. Suntem într-un context regional foarte complicat, care necesită din partea tuturor statelor solidaritate, mobilizare. Prin cele spuse în cadrul ședinții, parlamentarii de la Chișinău și de la București au transmis foarte clar mesaje de solidaritate, au accentuat necesitatea intensificării reformelor justiției, combaterii corupției, proiectelor de infrastructură, educație, tineret și multe, multe alte lucruri care ne leagă atât de mult. Eu le mulțumesc foarte mult colegilor mei care au venit cu această inițiativă și noi am ales să fim gazda. Este cu adevărat un început. Declarația semnată de noi este o platformă pentru o cooperare parlamentară extraordinară. Vom continua în aceeași manieră, astfel încât cetățenii noștri de pe ambele maluri ale Prutului să se regăsească în familia europeană. Vă mulțumesc! Domnul președinte! Oferim cuvântul președintelui Senatului României, domnul Florin Vasile Câțu. Vă rog, domnule președinte. Mulțumesc. Da, este, și o să spunem toți, este un moment istoric și nu o să ne săturăm să spunem acest lucru, pentru că este un moment istoric. Și eu cred că e mai mult, și ceea ce am făcut noi astăzi este mai mult decât o platformă, ceea ce am semnat astăzi. Este, de fapt, voința poporului român, pentru că sunt două parlamente, dar noi suntem în Parlamentul României, reprezentăm fiecare cetățenii României și Republicii Moldova, reprezentăm vocea poporului român, o voce care nu mai poate fi ignorată în Uniunea Europeană. Astăzi spunem cu toții că Republica Moldova trebuie să fie parte din Uniunea Europeană, trebuie să fie membru și, bineînțeles, tot încep cu un pas important. Săptămâna viitoare, Republica Moldova trebuie să primească statutul de stat candidat membru la Uniunea Europeană, fără niciun fel de condiții, și are în acest demers un partener important, pe care și România, dacă ar fi avut, lucrurile ar fi fost mai ușoare atunci, dar îl aveți dumneavoastră acum în România. Vom ajuta pe tot parcursul să parcurgă și mai rapid acest proces de preaderare și apoi să deveniți membru la Uniunea Europeană. Nu o să fie ușor, nu se termină totul săptămâna viitoare. Greu abia începe, spun mulți, dar trebuie să știți că nu sunteți singuri în acest demers. România, noi toți vom fi alături de noastră pentru a trece peste această etapă și ca Republica Moldova să vină acolo unde este locul, în marea familie europeană. Vă felicit pentru astăzi și vă aștept la București la următoarea ședință comună a Parlamentului României și Republicii Moldova. În continuare, oferim cuvântul președintelui Camerei Deputaților, domnul Ion Marcel Ciolacu. Vă rog. Domnule președinte, vă mulțumesc și numele meu și a colegilor mei pentru această inițiativă, pentru momentul ales, și trebuie să fim cât se poate de sinceri. Instituțiile garante ale democrației într-un stat democratic european, așa, câteodată, culite sau neculite, rămân parlamentele celor două state.
este un pas clar făcut împreună România și Republica Moldova, pentru ca săptămâna viitoare, vineri, primul pas a Republicii Moldova să fie îndeplinit și până la momentul aderării, care va coincide, de fapt, și cu Marea Unire dintre România și Republica Moldova, când vom fi uniți în Uniunea Europeană. Este un moment care ne încarcă pe toți de emoție, mai ales după ce ne-au onorat și două personalități din patrimoniul cultural al nostru, al românilor și moldovenilor, care eu le mulțumesc de sufletul. Sunt ferm convins că la următoarea ședință pe care o vom face în România, și vă mulțumesc că ați dat deja răspunsul la această invitație, să ne așezăm la lucru în comisii și în echipe de lucru, fiindcă termenul va fi foarte scurt și vor fi foarte multe de îndeplinit de către Republica Moldova. Societatea pe care ați știut-o până acum și care v-a ales, se va transforma profund în toate domeniile de activitate. Este o provocare care merită, în primul și în primul rând, pentru copiii noștri, și noi nu putem decât să fim onorați că împreună am avut această provocare și acest destin. Vă mulțumesc încă o dată, domnule președinte. Stimați domn președinte, în continuare vom prelua 4 întrebări din partea jurnaliștilor. Dragi colegi, vă rog să vă prezentați și să menționați cui este adresată întrebarea. Bună ziua, Natalia Chicu, TVR Moldova. Domnilor președinți, întrebarea este pentru toți. Așa cum s-a menționat astăzi, Republica Moldova este la un pas de a obține statutul de candidat pentru aderare la UE. Vrem să vă întrebăm dacă problema transnistreană poate fi o piedică serioasă în inițiarea acelor negocieri și aderarea propriu-zisă la UE, și dacă această traiectorie ireversibilă europeană a Republicii Moldova ar putea fi influențată cumva de Moscova în condițiile în care depindem energetic de Rusia. Mulțumesc. Eu am mai auzit astfel de întrebări și răspunsul meu a fost de fiecare dată următorul. Nu poate, chiar și un conflict înghețat, și bine că e înghețat, să fie piedică în procesul de integrare a Republicii Moldova în Uniunea Europeană. Și vă spun de ce. Acel zid de propagandă, bariere, pe care alții încearcă să le stabilească pe Nistru, ele deja sunt fisurate. Fisurate prin faptul că cetățenii noștri, și eu le spun tot timpul, cetățenii noștri din stânga Nistrului, la ultimele două alegeri, și parlamentare, și prezidențiale, au votat altfel. Că cetățenii văd diferența atunci când trec pe malul drept. Ei văd diferența când ajung la Iași, la București. Ei văd diferența prin vocea copiilor lor, care merg la studii în țările Uniunii Europene. Văd diferența la capitolul servicii, calitatea serviciilor, atitudinii din partea autorităților față de cetățeni. Toate lucrurile astea mă face să cred că nu poate servi un impediment acest conflict. Acum, legat de sursele de aprovizionare cu gaze naturale, noi am mai avut un șoc de ăsta similar, da, în 2005. Poate nu e așa de bine ca de comparat, dar ca efect a fost bun. A fost un embargo la vinurile moldovenești. Ei, până atunci, producătorii noștri credeau că vinul poate fi vândut numai într-o destinație. Lecția de atunci, iată, puteți să vă convingeți, discutați și cu dumneavoastră, sunt prezenți aici, le-a servit un imbold extraordinar să ajungă să își vândă producția oriunde în lume. Acum, legat de gaze, noi avem mulți prieteni în Occident, în Uniunea Europeană, cu care împreună o să putem diversifica sursele de aprovizionare cu gaze, cu electricitate,
și credeți-mă, o să fim mult mai bine pregătiți pentru iarna viitoare și cele care vor urma. Vă mulțumesc. Cine? Îmi doriți asta. Nimic și nimeni nu o să stea în drumul pe care îl are de parcurs Republica Moldova către Uniunea Europeană. Mai ales în acest context cu un garant, un stat membru al Uniunii Europene de 15 ani, România. Nu vreau să intru în niciun detaliu, în schimb, vreau să vă spun o certitudine. Republica Moldova nu va intra într-o criză energetică. Nici în ceea ce privește gazul, nici ceea ce privește electricitatea. De aceea, România are datoria să fie în toată această perioadă alături de Republica Moldova. Clar, nu. La ambele răspunsul este nu la ambele întrebări. În ceea ce privește conflictul înghețat, decizia Parlamentului este clară. Sunt sigur că s-au luat în considerare toate riscurile și s-a văzut că nu au înclinat în defavoarea Republicii Moldova. La fel și Comisia Europeană a recomandat Consiliul European, chiar și cu aceste probleme pe care dumneavoastră le menționați, ca Republica Moldova să devină și să fie, Republicii Moldova să-i se dea statutul de stat candidat. Deci vă spun că deja am trecut peste aceste discuții. Acum ne concentrăm pe ceea ce trebuie să facă Republica Moldova după ce primește statutul de stat candidat și oricum în aceste zile nu ar trebui să stăm liniștiți. Eu zic că toți parlamentarii români și la București și europarlamentarii români la Bruxelles, toți trebuie să muncim, să ne asigurăm că rezultatul este așa cum trebuie vineri, fără niciun fel de condiționalități și trebuie să trimitem mesajul pe care noi îl avem astăzi aici, tuturor, să fie pe masa tuturor liderilor europeni până vinerea viitoare. Ceea ce vește Moscova, de foarte mult timp vă spun că nu mai decide pentru statele independente, așa cum se repune Republica Moldova și alte state independente. Pentru domnul președinte Igor Grosu, dacă săptămâna viitoare veți primi statutul de țară candidat la Uniunea Europeană, care credeți că este scenariul cel mai optimist în care Republica Moldova poate să și devină țară cu drepturi depline în Uniunea Europeană? Dacă puteți să ne dați un orizont de timp, având în vedere, știți, cunoașteți exact ce aveți de îndeplinit, care sunt criteriile de aderare, ce reforme aveți de făcut. Mersi pentru întrebare. N-am să pun un orizont, dar știu un lucru. Noi nu așteptăm scurtături, să ne se ofere etape, să ardem etape. Noi știm că trebuie să facem totul ca la carte. Noi trebuie să consolidăm instituțiile noastre, să demonstrăm reziliență, în special în crize, pentru că atunci vezi cât de sustenabil este statul prin instituțiile tale. Avem reforme și angajamente foarte clare în proces, reforma justiției, combaterea corupției, asigurarea securității energetice. Deci toate lucrurile astea sunt pe ordinea de zi, pe ordinea zilei. Noi o să ne mișcăm repede, nu în detrimentul calității, bineînțeles. O să apelăm neapărat la experiența colegilor. Dânșii au parcurs deja și au învățat lecțiile, vrem să preluăm din această experiență. Cu alte cuvinte, noi la Chișinău avem toate ingredientele pentru a ne mișca repede. Avem o majoritate parlamentară, avem guvern, președinția susține, bineînțeles, toate aceste reforme. Acum totul va depinde de noi, cât de repede ne mobilizăm, iar eu vă garantez că lucrurile se vor mișca repede, bineînțeles, ținând cont de toate rigorile și standardele internaționale. Și pentru cei doi președinți ai Parlamentului României, dacă la nivelul statului român, în acest moment, știm dacă săptămâna viitoare, când va avea loc reuniunea Consiliului European, din cele 27 de state, există vreun stat care să nu fie de acord ca Republica Moldova să primească statutul de țară candidată?
E datoria noastră, așa cum am spus, a tuturor, să ne asigurăm că niciun stat săptămâna viitoare nu se va opune și e important, repet, să fie statut de stat candidat fără condiționalități. Pentru că știm foarte bine, limbajul de la Bruxelles de multe ori este mai complicat și trebuie să ne asigurăm că nu există niciun fel de virgulă, niciun fel de condiționalitate. Statut de stat membru candidat, dar mai avem o săptămână să ne asigurăm acest lucru și sigur că și din partea partidului meu, reprezentanții EPP în Parlamentul European și din partea președintelui Camerei Deputaților, se vor face toate eforturile să ne asigurăm că nu vor exista probleme săptămâna viitoare. Este un vot, până la urmă, și cu conotații politice. Săptămâna viitoare, împreună cu europarlamentarul Victor Negrescu, o să particip la Bruxelles, cu câteva ore înainte de votul, ceea ce privește Ucraina, Republica Moldova și Georgia, la o întâlnire cu toți primii miniștri social-democrați și cu toți comisarii europeni social-democrați, unde sunt ferm convins că va fi o decizie de susținere în primul și în primul rând a Republicii Moldova, urmă și a Ucrainei și a Georgiei de candidat pentru aderarea la Uniunea Europeană. Până atunci avem discuții cu ceilalți lideri europeni, în primul rând cei din familia social-democrată, marea majoritate și cu excelențele sale ambasadorii din România. Până acum nu au existat alte opinii decât cele de susținere pentru cele trei state. Radu Osipov, Moldova 1. Bună ziua, domnilor președinți! Pe 27 martie 2018, Parlamentul României adopta o declarație politică privind recunoașterea oricărei inițiative organice de reunire care ar putea veni din partea Republicii Moldova. Vreau să știu dacă ați luat în calcul sau ați discutat să reveniți la această hotărâre din 2018, când se împlineau 100 de ani de la unirea Basarabiei cu Regatul României. În ce context, dacă puteți fi mai... E vorba de o declarație politică adoptată la ședința solemnă din 27 martie 2018. Care avea centenarul și am vorbit de același lucru. Oamenii, suntem români toți, suntem frați. Despre ce vorbim aici? N-am scris nici eu istoria, nici domn președinte, nici domn președinte. Nu am rupt noi aceste două state. Important este că se pare că vom fi contemporani cu toți la un viitor clar al nostru, al românilor. Că suntem din România sau din Republica Moldova. Și ne vom uni în sfârșit în cadrul Uniunii Europene. E un lucru și nimic nu s-a schimbat niciodată. Okay. Stimați domn președinți, doamnelor și domnilor, vă mulțumim pentru participare la eveniment, pentru întrebări și răspunsuri. Conferința de presă a luat sfârșit. O zi frumoasă tuturor! Fără microfoane? Sau facem un pas în...